Casa Județeană de Pensii Neamț a realizat distribuirea electronică a celor 222 de bilete din seria cu intrare în stațiunile de tratament în 24-27 iunie 2017. Alocarea acestor bilete s-a făcut în funcție de ierarhizarea cererilor dată de ordinea descrescătoare a punctajelor individuale ale solicitanților, rezultate din însumarea numărului de criterii prevăzute de regulamentul de distribuire instituit de Casa Națională de Pensii. Pentru a opta serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are dată de intrare în stațiune perioada 24-27 iunie 2017, pentru județul Neamț a fost repartizate un număr de 222 de bilete, acestea fiind repartizate prin alocare automată pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită biletul de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri fiind obținut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte, raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Biletele de tratament sunt distribuite în 21 de stațiuni în care Casa Națională are propriile unități de cazare sau are contracte cu societăți de turism. Este vorba de stațiunile Nicolina, Amara, Covasna, Sovata, Sân George Băi, Olănești, Bălțătești, Moneasa, 1 Mai, Oradea, Pucioasa, Lacul Sărat, Căciulata, Târgu Ocna, Saturn, Slănic Moldova, Tușnad, Sărata Monteoru și Mangalia. Pensionarii selectați pe baza criteriilor amintite vor fi înștiințați telefonic de către salariații Casei Județene de Pensii sau pot verifica singuri listele aflate la sediul casei din Piatra Neamț și la punctul de lucru de la Roman. Aceste liste sunt afișate și pe site-ul Casei Județene de Pensii. Beneficiare sunt înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament. Lista cu beneficiari putând fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii din Piatra Neamț și din Roman, cât și de pe pagina de internet a instituției, în speță pensiineamț.ro, bilete de tratament. Până la sfârșitul anului, din cele 18 serii de bilete de tratament, au fost valorificate 807 bilete, rămânând de valorificat alte 11 serii de tratament. Se știe însă că aglomerația pentru biletele de tratament există doar în seriile din sezonul primăvară și cel de la începutul toamnei, când vremea este mai caldă din cauza faptului că în unitățile de cazare nu se livrează căldură decât atunci când crapă pietrele de frig.